Știi ce este, Cătelniță, Vivi? Nu, Vivi, hai să spun ceva. Botezul este simbolic, se face prin apă. Nu contează unde. Dar eu dacă procedural... am avut posibilitatea să-l fac acasă, de ce să nu-l fac? Da, a intrat în apă, a intrat în piscină, nu? Normal. Iartă-mă, procedural... Da. Te scufunzi complet în apă sau intri doar cu... Nu, intri și te... Te culci pe spate, așa. Da, da, exact cum este biblic. Biblic, dacă vă uitați, îl lasă pe spate. Așa s-a întâmplat și cu Hristos și cu apostolii. Îl lasă pe spate și intră în apa botezului. Ce te-a terminat? Asta am simțit. Dacă mulți spun, domne, te-ai apropiat, ce sectă ești? Nu sunt în nicio sectă. Sunt mai aproape de Hristos. Tot ce fac, fac tot către Hristos, cum am făcut și din ortodoxie, cum facem cu toții. Dar n-ai renunțat, adică se renunță, sunt diferite, ai ieșit? M-am renunțat la tradiții. Da, bun, e în regulă, că tradițiile sunt... Să fii nou antrenor al lui FCSB, că a zis Gigi... Nu, pentru că are o problemă. Gigi, da. Aici voi intra într-un conflict, să zic, păi așa, spiritual cu Gigi el. Săptămâna asta, nu. Că cine e ortodox are duhovnic? Păi nu, gata. Ortodox, el vede, Gigi vede greșit tot ce se duce spre penticostali. El spune că nu suntem pe drumul cel bun și că suntem pierduți. Da. Din punctul domniei de nu este adevărat. De vedere. Noi urmărim Scriptura și Hristos spune și încheie aici. Hristos spune: veniți către mine. Eu sunt calea și adevărul. Da? Nu mă trimite la duhovnic, nu mă trimite nicăieri. Către el. Deci relația toți de aici trebuie să o avem directă cu Hristos. Relația. Nu m-am dus către o altă religie. Sunt mai aproape de Hristos.